Mădălina, cum a fost jocul? Cum a fost pentru tine? Extraordinar. M-am distrat foarte bine. M-am simțit super bine să pot să vorbesc așa cu fiecare coleg în parte și să și văd de aici, de pe scaun, de unde sunt mult mai frumoși decât cum îi vedeam eu până acum. Și spune-mi, ai avut emoții înainte să joci? Am avut emoții până să joc. În momentul în care mi-am văzut numele pe ecran, am simțit așa că m-am liniștit. Am zis că gata, trebuie să mă conectez cu universul numeric, nici nu știu, trebuie să mă relaxez și să fiu eu însă și să meargă. Și am mers. A fost tot. Bun. Și spune-mi, cum ai decis să joci? Ai avut o strategie? Te-ai dus pe intuiție? Cum ai ales cutiile? Nu, m-am dus fix pe intuiție, mă gândisem dinainte că o să țin minte ce număr are, sumă mare, că le... nu știu nimic, așa dacă mă întreb acum ce cutii au fost, nu știu. Am mers pe intuiție, nu știu, îmi venea un număr în cap, mă uitam la cineva și luam decizia pe loc, n-a fost nimic planificat. Și ai schimbat ceva din jocul de astăzi? Nu, sunt foarte ok, sunt foarte bine, am bătut palma unde am bătut-o, a fost decizia mea, sunt foarte fericită cu ea, am venit practic, n-am venit cu nimic aici, am plecat foarte bine, sunt liniștită. Bun, da, tocmai că ai bătut palma în ultima rundă și pleci cu o sumă generoasă. Da, sunt foarte bine. Ce vei face cu acești bani? Primul rând o să ies acum, să mănânc ceva în oraș, să mă cinstesc și după aceea văd eu. Îi iau pisicii cadouri, mai dau o rată la bancă și restul, echipamente, chestii, treabă.